Această emisiune vă este oferită de Aqua Carpatica. Bun găsit, dragii mei, la această nouă ediție a emisiunii Împreună pentru Natură la Canal 33 România. E o duminică frumoasă și dacă nu e frumoasă, vremea tot frumoasă e, vă garantez eu. Tot vorbim de natură, de Împreună pentru Natură, de ce facem noi pentru natură, de ce face natura pentru noi, aici ar fi o listă mai lungă. Și da, a face sport în natură este unul din privilegiile pe care noi oamenii le avem. Unii mai în natură decât alții, alții se bucură de ce sport poate să facă într-un oraș. Aici mă refer la parcuri, pentru alergare la bazine de not, unii aleg să meargă cu bicicleta pe stradă, fie livrând diverse lucruri, fie făcând mișcare de plăcere. Invitatul meu din această duminică este Reinhard Chitaș. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Și Iosif pe deasupra. Da, și Hristos a înviat, că încă suntem în acele zile frumoase de după Paște. Adevărat a înviat. Și acum o să vorbesc cu Rei. Toată lumea îi spune Rei. Mi-ar fi foarte greu să-i spun Reinhard Chitaș de fiecare dată. Mi s-ar termina mina de la pix destul de repede. Haide să rămânem totuși la Rei. Rămânem la Rei. E cel mai bine. Așa, l-am provocat pe Rei și îl provoc de o bună bucată de vreme pentru că el este cel care... Ce faci tu astăzi pentru sport, mai bine zis? Pentru sportul în sine, să zicem pe scurt că fac de toate. Dacă este să vorbim însă cu un pic mai multă atenție despre ceea ce fac eu, cred că în primul rând principala mea sarcină este de a aduce fonduri pentru copii, pentru sportivii de performanță. Cam asta este principala mea misiune în cadrul clubului la care lucrez. Este vorba de un club privat și de aici și jobul meu, pentru că, din păcate, în România cluburile private nu sunt ajutate și de stat, ca să nu spun susținute, cum se întâmplă în cadrul cluburilor de stat, însă vă garantez că performanța există și de multe ori vine chiar și din cadrul cluburilor acestea private. Mie mi-a plăcut foarte mult de numele pe care vi l-ați luat pentru școala de note, îi spuneți Academia. Așa, și cum ați ajuns la Academia? Păi, cumva e un pic de joc de cuvinte, așa. Ne-a plăcut foarte tare și nouă această denumire de Academie, care te duce evident cu gândul către apă și care cumva include și partea numelui clubului pe care îl reprezint. Spune-mi, Rei, de ce e notul mai natural decât șahul, de exemplu? Dacă ar fi să facem o comparație din punctul ăsta de vedere, a semanticii. Pentru că nu știu câți dintre noi s-au născut și au fost de la început în mediul acvatic, invers, cu piesa de șah în mână. Însă în mediul acvatic, da, sunt mulți dintre noi care ne naștem, care trăim încă de la primele clipe în acest mediu. Cu alte cuvinte, nu poți să-ți iei slipi și să noți în altă parte decât, până la urmă, în apă, nu? Cu siguranță în apă. Apa de care avem atât de multă nevoie în fiecare zi, sub diverse forme. Până la urmă, ai văzut, la orice ai bea, până nu bei un pahar de apă, dacă se poate și rece, așa, nu are farmec. Pe partea cealaltă, dacă nu intri în apă, măcar o dată la câteva zile, și aici știi și tu despre ce vorbesc eu, parcă viața nu mai are același farmec.
Acum să vă destăinui despre ce vorbim noi cumva. Brei încă joacă polo? Da, este adevărat. Am practicat acest sport foarte frumos, despre care din păcate se vorbește foarte puțin, dar asta este alt subiect. Așa, mai mulți ani am trecut prin mai multe companii multinaționale, pentru că a trăi din sport este greu, iar acum m-am reîntors de niște ani la sport, încă mai joc într-o echipă de veterani. E deja plăcere. Pare să că obiceiurile bune nu se uită niciodată. Mulțumim, indiferent de vârstă. Da, mulțumim Dumnezeu. Bun, și acum hai să o luăm într-o rânduială. Te rog. Voi la club aveți o secție sau mai multe secții de not? Nu, noi avem... Vă aveți mai multe locații? Câte locații aveți? În primul rând avem, da, 4 locații. Suntem, cred, cel mai mare club privat de înnot din țară, dacă nu greșesc, de aici ezitarea, din București cu siguranță. Cum spuneam, avem 4 locații, avem mulți sportivi la performanță cu rezultate deosebite, avem și 2 componenți ai lotului național de înnot. Avem partea de inițiere, avem partea de academie, așa cum menționai și tu, mai avem și o secție de triatlon, apropo. Adică ne-am întins în mai multe direcții. Este greu, e greu de gestionat, sunt multe de făcut în fiecare zi. Dar ne place ceea ce facem. Adică chiar suntem un club pentru care performanța înseamnă principalul drive. Ne interesează în primul și în primul rând rezultatele, ne interesează că acești copii care ajung la noi în cadrul clubului, fie la inițiere, fie la performanță, e decizia până la urmă a părintelui, a copilului, în funcție de cât de mult îi place lucrul ăsta, însă ne interesează ca ei să capete pe cât se poate de multe cunoștințe, iar în momentul în care vorbim de performanță, ei bine, acolo se concentrează mai mult de 90% din eforturile noastre, în sensul în care ne interesează foarte, foarte tare această performanță. Pentru mine acum performanța în not și probabil pentru foarte mulți români și nu numai, este David Popovici. Dacă pe vremuri când, cum să zic, eu în 76 existam și aveam niște anișori și după ce Nadia Comăneci a luat nota 0000, pentru că aparatele n-au știut să afișeze 10 curat, evident toți eram atârnați de barele de bătut covoare de pe lângă blocuri, stăteam așa în mâini, în gât, în spate, în tălpi, în toate, stăteam într-un dege. Și aia a fost ceva foarte frumos, ne-a motivat. Dacă mergi într-o altă țară, dacă mergeai până acum într-o altă țară, știau de Hagi și de Nadia. Iar acum toată lumea știe și de David Popovici. Pentru voi, de exemplu, a însemnat ceva, au însemnat ceva rezultatele lui David? Au venit bulug la voi să stea atârnați de bara de covoare, să zic așa? Pentru noi încă înseamnă ceva rezultatele obținute de David Popovici. Chiar dacă David Popovici este într-un alt club, nu neapărat în cadrul clubului nostru, dar evident, cred că pentru toată mișcarea sportivă din țară, rezultatele lui au fost un lucru extraordinar. În ceea ce privește notul, clar există un avantaj, clar s-a creat un val de emoție, ca să-i spun așa, și care un precedent, o permisiune până la urmă, care a adus din nou în prim plan în notul și a adus către toate cluburile care se ocupă de not un val de copii care își doresc să fie următorul David Popovici. Și sper ca din clubul nostru să apară următorul David Popovici. Așa vă doresc, așa vă dorim. Spune-mi, te rog,
poți să dai și nume dacă e ok pentru, pentru tine, pentru voi. Cine sunt cei doi componenți ai lotului național și ce rezultate au obținut? Vorbim de Vlad Ștefan Mihalache, care este un sportiv tânăr de 16 ani, component, cum spuneam, al lotului național, care a obținut inclusiv la naționalele care s-au desfășurat acum recent mai multe rezultate foarte, foarte bune. Pe lângă mai multe medalii de aur și argint, aș menționa și calificarea, obținerea timpului care îi permite calificarea la campionatele mondiale de juniori și la olimpice. Și al doilea? Răzvan Petre este cel de-al doilea component al lotului. De altfel, ei sunt sportivii noștri de top. Ne dorim, avem ca și obiectiv, să îi ducem la olimpiadă, la Jocurile Olimpice din 2024. Ambițios, succes! Da, este un proiect ambițios, este un proiect care nu ține numai de latura sportivă, din păcate, și aici o să vedem cum reușim să îi ajutăm, pentru că a pregăti, lumea nu știe, dar a pregăti un sportiv la un asemenea nivel implică foarte multe lucruri și costurile aferente. Vorbim de nutriție specială, vorbim de preparator fizic, de psiholog, de antrenor, medic, nutriționist. Sunt o grămadă de lucruri pe care de obicei marea majoritate a oamenilor nu le văd, însă ele există și fără, în ziua de azi, nu se mai poate. Adică performanța implică și aceste lucruri. Avem niște cunoștințe comune, zic de Freeway, zic de Gold Nutrition. Ei, am dat doi ca să nu ne certăm, pun și carfurite, nu știu, zic un al treilea. Ei cum vă ajută? Aveți vreun ajutor din afară în sensul ăsta? Da, așa este. Una dintre cele două firme, eu mă tot feresc de denumiri, că așa am învățat. Nu, că dacă pui trei, atunci e da, ok. Da, dacă pui trei, bun, atunci. Una dintre aceste firme specializate în nutriție sportivă, chiar nutriție gold, ca să-i zicem așa, mai pe nume, Ne ajută și vreau să mulțumesc pe această cale. Ne ajută foarte, foarte tare cu produse speciale pentru sportivi. Mă refer aici la tot ceea ce înseamnă parte de nutriție dedicată exclusiv sportului. Sunt tot felul de batoane proteice, băuturi care ajută cu energie, refacere. Sunt mai multe lucruri aici, fără de care, așa cum spuneam, nu se poate. Și din fericire, alături de noi a venit una dintre aceste firme. Sper să se vadă în curând și rezultatele. De fapt, după părerea mea, deși necesită un pic de timp, noi am început colaborarea cu ei cu puțin timp înainte de naționale, dar cred că, în afară de meritul sportivilor, care este incontestabil, munca până la urmă primează, dar cred că un mic aport acolo l-a avut și această parte de nutriție specializată. Susținător exterior, cum ar fi cei pomeniți sau alții ca ei, ei vin și vă și sponsorizează activitatea sau ajutorul lor este în aceste produse pe care ei le au și o parte le pot da spre utilizare? Sunt mai multe forme de ajutor, însă vreau să fac un lucru foarte, foarte clar. Tot ceea ce înseamnă, în ceea ce ne privește cel puțin, nu știu de ce se întâmplă în rest, însă în ceea ce privește acest club, așa cum spuneam, interesul nostru primar, primordial, este performanța. Și atunci tot ceea ce vine pe parte de ajutor, de sponsorizare, se îndreaptă către zona de performanță. Fie că vorbim de un cantonament, fie că vorbim de o cupă,
în paranteză fie spus, organizăm cea mai mare cupă de înot din țară. Este vorba de Cupa Andrei Nicolescu și cred că știi câte ceva din edițiile precedente, pentru că vorbim deja de a cincea ediție. Poți să dai cifrele de la ultima? Păi pe mine m-a impresionat. Despre ce cifre vorbim? Dacă vorbim de 500, dacă vorbim de mai mult de 500 de sportivi în apă, atunci vorbim de Cupa Andrei Nicolescu. Dacă vorbim de 35 de cluburi participante din toată țara, dar și din afara țării, țările din preajma României, mă refer aici la Bulgaria, că tot numele meu duce și într-acolo, cumva. Așa, Ucraina, care iarăși a fost prezentă, Republica Moldova, sunt țări din preajmă prezente la această, la această competiție, la această cupă. O cupă desfășurată pe intervalul, pe două zile se desfășoară această cupă, la sfârșitul lunii octombrie, și din punct de vedere al organizării, al rezultatelor sportive, pentru că dacă e să vorbim de cifre, la ultima ediție au fost bătute 17 recorduri naționale într-o la singură, acest concurs. Da, la Cupa Andrei Nicolescu, pe parcursul impresant celor două zile, s-au bătut 17 recorduri naționale. Și atunci cifrele vorbesc cumva de la sine. Am avut la ediția de anul trecut mai mult de 2000 de oameni în tribună în fiecare zi, de dimineață până seara. Adică pur și simplu s-a desfășurat competiția anul trecut la bazinul de la Dinamo. Era nevoie de spațiu mai mare. Bazinele noastre sunt puțin mai mici, însemnând că sunt de 25 de metri și aveam nevoie de bazin și avem nevoie de bazin olimpic pentru desfășurarea acestei cupe. Parcarea de acolo, care e foarte generoasă, era full, ți se spunea de la intrare, vă rog să vă orientați că nu. Lucru care pe noi ne-a bucurat foarte tare, pentru că asta arată foarte clar interesul către sport, către mișcare, pe lângă susținătorii, pe lângă părinții participanților, dar vorbim de oameni care au început să vină la astfel de evenimente sportive, cum merg la fotbal, spre exemplu. Uh-huh. Pur și simplu să urmărească o competiție de natație. Și în momentul în care reușești să aduci și parte de spectacol în partea sportivă, pentru că toate cupele pe care le facem sunt cumva o îmbinare între cele două lucruri. Mai precis, da, partea sportivă primează, totul este făcut foarte minuțios, calculat la sânge, timp, tot este de altfel o cupă omologată de către federație. Dar pe partea cealaltă avem tot felul de invitați surpriză. Spre exemplu, pe parcursul competiției, în momentele de pauză, am avut muzică live. Am invitat o trupă de doamne, de fete, care au cântat muzică live. Și nu numai asta, am avut chiar și un cor de copii atât de drăguți. Au fost, mie mi-a rămas efectiv, și nu numai mie. Și asta într-un bazin sună într-un fel un cor. Da, sună într-un fel, arată într-un fel. Am avut plăcuta surpriză ca parte din copiii care se antrenau acolo la Dinamo în mod normal să plece de la antrenamentul de dimineață, să revină a doua zi la cupa noastră, la Cupa Andrei Nicolescu, și să se întoarcă, am auzit pe holuri fiind de acolo pe lângă ei, să întoarcă la părinți să spună: dar asta parcă nu-i bazinul nostru. Da, am reușit să schimbăm. Pentru noi a fost clar un mare compliment, pentru că am reușit să aducem, cum spuneam, și partea de spectacol, nu doar partea aceea tehnică în care, ok, te sui pe block start, ai luat startul, tragi până ți iese sufletul din tine, ai ajuns acolo, ai primit o medalie. Încercăm să facem mai mult de atât. Vorbeam de David Popovici mai devreme, suntem foarte fericiți și recunoscători că la ediția de anul trecut, ediția cu numărul 4, a venit de această dată din postura de campion mondial și a înmânat premii celor câștigătorilor.
La edițiile anterioare, el a fost concurent în cadrul cupei noastre. E un lucru pe care mai puțină lume îl știe, pentru că la momentul ăla nu era atât de cunoscut. Însă a avut bunăvoința cu tot programul încărcat până la urmă, că realizez cât de încărcat este programul lui cu tot ceea ce se întâmplă în preajma lui în momentul ăsta, și a venit la cupă, a amânat medaliile și niște mici premii pentru cei care au ieșit pe podium la această cupă. Un gest foarte, foarte frumos. Un gest senzațional. Ne dorim, dacă programul îi permite, să vină și la cupa din acest an. Cupă care de data asta se va ține în bazinul de la Otopeni, în complexul de natație de la Otopeni. Am ales un spațiu puțin mai mare, tocmai pentru că ne-am lovit de problema înghesuielii. Nu știu dacă ai văzut vreodată un bazin olimpic tixit de lume, la modul că erau oameni care veniseră cu scăunelul de acasă. Okay. Adică au venit cu scăunel pliant. De la de pe scară? Da, 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 exact, cu din ăla de pe scară. Știi de ce știu? Scuze. Știu că noi la Brașov am avut bazinul vechi olimpic, care a fost legat de numele unui antrenor și rezultatele din vremea dumnealui. Iar acum bazinul olimpic în noua formulă îi poartă numele, este bazinul Mihai Mitrofan. Și acolo au fost o felul de competiții, inclusiv internaționale, la care evident era plin. Deci eram de la noi care ne spălam pe picioare pe vremea aia față de ce făceau oamenii în bazin, până la gură cască, până la susținători, până la jurnaliști și așa mai departe. Și era într-adevăr plin. Și noi mai avem în Brașov, a fost întrerupt de pandemie și acum sper din tot sufletul ca Ionuț Horia, cel care a preluat de la generația mea, noi am fost primii care l-am organizat, este maratonul de 24 de ore de not. Da, ce frumos! Da, și imaginează-ți, erau 8 culoare, 2 echipe pe culoar, deci lejer 16 echipe, care o echipă însemna 12 participanți, fiecare noată jumătate de oră. Okay. După jumătate de oră intră următorul, da? Și tot așa, la 6 ore intri în apă. Și gândește-te acum, erau tot numărul ăsta de participanți, că în principiu care stătea pe acasă, poate noaptea mai mergeam să mai ciupească câte un somn sau ceva, dar în general rămâneau la bazin. Și în plus față de toți oamenii ăștia erau susținători, de la părinți, soți, soții, copii și așa mai departe. Deci era super. Doar o întrebare am la tine. Și pentru deștea de vârsta noastră mai... Da! Păi atunci poate facem echipă data viitoare. Și îți mai spun, una din echipe mi-ar plăcea. Da, puteți să mergeți cu un club. În general și cluburile trimiteau acolo și mai este ceva. Una din echipe era o motivation. Și erau oameni care fie că așa au venit pe lumea asta, fie au dobândit niște inabilități fizice. Cum scria într-un metrou în Delhi, zicea, nu spunea pentru, mai știu ce tot felul de denumiri, spunea differently abled, pentru cei altfel, cu altfel de abilități. E bine, oamenii aia veneau și notau tot ca și noi. Să numeri bazinele n-are sens, dar ce zic este, intrau în apă, notau jumătate de oră și după aceea aveau schimbul care intra în locul lor. Și da, pot să-mi imaginez cum arată un bazin tehnic fixit. Foarte tare. Mi-ai adus aminte în momentul în care mi-ai spus despre oameni diferiți, de câteva dintre lucrurile despre care de obicei noi nu vorbim. Pe de altă parte, nu vorbim, dar facem. Lucrăm cu mai multe asociații. La ora actuală înțeleg că s-au organizat în federație de copii cu sindrom Down. Ajutăm. Câțiva am văzut chiar eu la voi la antrenament. Așa este, pentru că ei au în cadrul tuturor bazinelor noastre gratuitate și vin să se pregătească, iar în bazinul unde ai fost tu, bazinul de la Dante,
Acolo au antrenoarea care se ocupă în mod constant de ei, fac două antrenamente pe săptămână. Este, dacă vrei, doar una dintre modalitățile prin care înțelegem să venim și noi în sprijinul comunității și să întoarcem din binele care vine către noi. Mai facem o grămadă de alte acțiuni. Clubul ăsta nu înseamnă doar sport până la capăt. Am avut chiar și anul trecut, anul ăsta încă nu, dar să vedem dacă ne organizăm undeva spre toamnă, numai că ușor, ușor rămânem fără spațiu. În curtea bazinului am plantat copăcei împreună cu copiii și părinții de la noi, de la club. Adică i-am strâns pur și simplu, am anunțat acțiunea, am venit noi pe acolo cu tot ceea ce înseamnă de pomișori, cazmale, toată partea logistică, mai cât o apă, cât un suc și acolo ceva, în așa fel încât timpul să treacă plăcut, un pic de muzică și am plantat copăcei în curtea bazinului. La bazinul de la Dante, dacă ai să vii zilele astea, ai să vezi că au înflorit superb și merii și perii, ce s-a mai pus pe acolo, cireși. Adică încercăm să facem lucrurile. Adică vorbim de o comunitate deja, nu mai vorbim strict de un club. Tehnic, da, vorbim, cum spuneai. Niciodată clubul acesta este unul dintre, de fapt, dintre lucrurile care m-a atras să vin către acest club, să accept, cum se spune în termen de multinațională, această nouă provocare. De fapt este una veche, ține, cred, de vocație. Mi-a plăcut însă foarte, foarte tare să regăsesc în cadrul acestui club, așa cum spuneam, în primul rând partea de performanță, după care toate aceste lucruri pe care le facem pe lângă, pe care de obicei nu le scoatem în față, pentru că președintele clubului nostru nu dorește să insistăm prea tare pe publicitatea de acest tip. N-am să o fac nici eu, însă menționez așa că facem mult mai multe lucruri decât... Strict în fișa tehnică unui club de not. Da, și mult mai multe lucruri care, să zic, sunt vizibile către publicul larg. Știi de ce te-am chemat? De ce te-am invitat? Și de ce mi-ar plăcea să faci ce deja ai făcut, le-ai menționat? Pentru că în felul ăsta, odată se creează o deschidere, se creează un sâmburele ăla de idee, dar oare n-aș putea să o fac și eu? Pentru că sunt multe cluburi în țară, sunt foarte multe cluburi. Cu siguranță sunt mulți care pot să facă, nu ceea ce facem noi, poate mult peste ceea ce facem noi. Și ar fi extraordinar să se întâmple lucrul ăsta. Cred că ține puțin de oamenii din locul respectiv. Din fericire, echipa de management de aici, de la clubul nostru, este una destul de omogenă și pare că gândim cam la fel, adică mergem în aceeași direcție. Și apropo, la noi chiar este democrație. Da, ok, adică poate să vină cu propuneri. Fiecare vine cu o propunere, după care o dezbatem și luăm împreună o hotărâre. Și optimizați, probabil. Da, cu siguranță. Știi de ce mai îmi place să aduc oameni frumoși din activități frumoase și care au un impact și asupra unei comunități? Pentru că în felul ăsta, lăsând la o parte modestia, pentru că de fapt eu știu că voi și cei ca voi munciți foarte mult. Odată ce pui pe masă niște lucruri, niște realizări, dacă vrei, pe lângă aceste idei și ce mai înseamnă, mai există oamenii ca voi primesc permisiunea, cumva. Păi deci, ăla a făcut-o. Înseamnă că aș putea să o fac și eu. Și uite, dacă a avut rezultate, pot să le fac și eu. Și atunci ei își permit lor, intern vorbind,
Da? Să demareze, să facă și ei ce... Acum, cum spuneam, eu sunt puțin mai recent, însemnând de un an și venit în cadrul acestui club, însă știu de la colegii mei că mult timp am dat, lăsând modestia la o parte, ca să zic așa, tonul în piață pe anumite direcții în ceea ce privește această parte de înot. Până chiar și cu această academie. E suficient să vă uitați către alte cluburi și veți găsi anumite variațiuni de nume și foarte puțin de program, așa, în ceea ce privește. Vrei să spui că această... au copiat de la voi? Nu, nu vreau să spun. Nu, stai că e un lucru bun. E de bine. Dă-mi voie. Nu vreau să spun lucrul ăsta, însă cu siguranță am dat idei că se poate și fiecare a aplicat în stilul și în felul lui ceea ce a văzut și la noi și cu siguranță și în alte părți. Până la urmă, metodele, în principiu, atunci când vrei să faci treabă pe înot, sunt în mare aceleași, adică nu poți să-l înveți să noate pe dos, ca să zic așa. Da, dar dacă ne referim la organizare, acolo deja tu vii din comerț și vorbim de același lucru. Până la urmă, cumva, într-un fel sau altul, orice activitate, dacă vreți, poate fi asimilată cu un produs. Orice club poate fi asimilat, nu, ca imagine și marketing și toate celelalte, vânzare până la urmă, pentru că trebuie să plătească apa și curent și ce mai e pe acolo și mai ales la acolo. Astea la sunt lucruri de luat în seamă, importante. Fără discuție, mai ales că la noi apa are 30 de grade, adică, datorită copiilor, nu? Datorită copiilor și credeți-mă că nu este ușor de ținut din punct de vedere cheltuieli. Bun. Aș vrea să revin un pic. Cine antrenează pe cei doi? Pe Vlad și pe... Pe Vlad și pe Răzvan. Îi antrenează pe directorul nostru sportiv, domnul doctor, profesor doctor Mircea Purcaru. Este cel care se ocupă, așa cum o spune și titulatura, de programele noastre sportive. Din păcate ar fi trebuit să vină și el, însă azi nu a reușit. Are programate niște activități tocmai cu cei de la noi de la performanță și atunci nu a reușit. De ei se ocupă el. Însă acest club, să știi că are undeva la 90 de oameni care sunt în spate și care fac diverse activități. Și aici vorbesc inclusiv de doamnele de la curățenie, pentru că... Am văzut că e farmacie acolo. Cam asta trebuie să fie peste tot. Eu am experiență în multe bazine. Și, mă rog, sunt multe lucruri de spus, nu vreau să intru în aceste amănunte, însă cel puțin la noi încercăm ca lucrurile să fie în permanență sub control și să fie tot timpul curat, apa caldă, oamenii să aibă la dispoziție tot ceea ce au nevoie, pentru că până la urmă trebuie să-ți facă plăcere să continui să vii. Chiar dacă ai avut inițial imboldul, dar dacă nu vii cu plăcere, deja ai o problemă. Și această plăcere îmbracă mai multe aspecte. Pe lângă partea sportivă, că și aici este foarte mult de discutat ce fac antrenorii cu copiii, cu cei de la performanță pe urmă, dar și tot ceea ce înseamnă restul de experiență într-un club sportiv la un bazin. Așa cum spuneai tu, curățenie, uite, o curte frumoasă să vii, să vezi verdeață, să vezi o floare în trecere. Nu știu dacă ai observat ce trandafiri frumoși sunt niște săptămâni, două, de când n-am mai fost și exact asta. Cu prima ocazie chiar te rog să te uiți, eu sunt tare încântat de ei. Vreau să te întreb, dacă vi s-a întâmplat ca la voi să vină de la alte cluburi sau doritori care vor să facă și să vă întrebe, băi, oameni buni, îmi place ce ați făcut, cum ați făcut? Vi s-a întâmplat vreodată să vă bată cineva, nu știu, să vă întrebe pur și simplu? Mă tem că asta nu aș ști să-ți spun. La mine nu au venit, dar cred că n-au avut suficient timp, pentru că eu sunt
Când nu sunt în apă, sunt în birou, în ședință, așa cum bine știi, pe telefoane, pe e-mail sau la diverse întâlniri, pentru că așa cum o spune și titulatura mea în cadrul clubului, mă ocup de mai multe proiecte. Vreau să te întreb încă ceva. Pentru sportivii de performanță, măsori performanța, care înseamnă cronometru, ei cu ei și cu ceilalți în competiții. Perfect. Ce înseamnă o evaluare a performanței pentru celelalte etaje de care povesteai? Inițiere, intermediar și până în performanță. Există astfel de evaluări periodice, cel puțin în cadrul clubului nostru, pe partea de academie, spre exemplu. La un interval de luni se face pur și simplu o evaluare și toți cei care participă la cursurile academiei capătă o diplomă care le certifică gradul, nivelul la care au ajuns. Doar în momentul în care comisia, nu-mi place termenul, dar până la urmă asta este, pentru că vorbim de antrenor, vorbim de directorul sportiv, care vin, evaluează gradul de pregătire al respectivului cursant și care mai departe își dă ok-ul pentru ca elevul să treacă la următorul, la următorul nivel. Un alt lucru, ador conversațiile, încă ceva. Și ultima chestie și sunt vreo 6-7 ultime chestii. Nu e o problemă de data asta, după cum observi, te-ai găsit un vorbăreț. Da, și îți mulțumesc. Bine, tu ai lucrat în media. E adevărat și asta. Am trecut prin multe domenii. Da, îmi plac invitații ăștia, că unde trag de sfoară, după care ei își continuă. Probabil este mai ușor, dar da, am trecut prin multe domenii. Mai ușor. Bun, spune-mi, te rog, vin copii la voi. Basically, copii. Poate să vină și adulți, am văzut mulți adulți acolo. Vin și adulți care ne spun, n-am învățat până la 50 de ani, spre exemplu, să înot, mi-aș dori să o fac acum. Mare lucru. Este și posibil. Instructor pentru ei și primiți la... Da, este posibil. Eu am văzut notând. Este posibil lucrul ăsta. Vor face cu, cel puțin la început, cu un antrenor personal, pentru că dacă... nu te descurci chiar deloc. La copii e mai ușor, mai merge să înceapă la grupă, dar la adulți de obicei au o frică mai mare de apă, trebuie să le dai mai multă atenție și atunci vor începe cu un antrenor personal, după care în funcție de alegerea lor, în funcție de cum se descurcă, pot să treacă chiar la grupă și chiar avem adulți care merg alături de, bine, nu de copii foarte mici, dar merg alături de copii. Vi s-a întâmplat să vină părintele cu copilul, copilul intră la not și părintele nu știe să noate și să zică, băi, uite una peste alta, vreau și eu. Avem foarte multe cereri de acest fel, dar îți spun din o experiență personală, așa cum spuneai și mai devreme, eu am făcut de toate în viață, ca să spun așa, și am și antrenat, sunt și eu instructor. E foarte greu când alături de tine în bazin este și părintele. Nu recomand lucrul ăsta, oricât de tentant ar suna. Adică mai bine părintele în timpul ăla merge și face o plimbare în natură. De ce? Copilul va avea tot timpul tendința să meargă, să caute aprobarea părintelui, să se îndrepte către el, fie și cu privirea. Și este suficient să-l pierzi. Să fragmentează. Să nu mai, exact, pentru că informația nu mai ajunge la fel la el. În momentul ăla, în funcție de vârstă, te mai ascultă sau nu. Și clar, cea mai bună soluție, inclusiv în alte sporturi, dacă e să vorbim în polo, să știi că nu este ok să ai părinții în tribună. La antrenament. Sunt, da, la antrenamente. Eu dădeam afară și eu sunt instructorul nostru și primul lucru dădeam părinții afară. Și la un moment dat, asta voi, dacă știi cine sunt eu? Nu, cine sunteți? Eu sunt capitanul de securitate și aici cum îl cheamă. Și zic, domnul capitan, cu tot respectul, atunci veniți, învățați-vă dumneavoastră copilul să noate și renunțăm la grupă. Cât de important este, mai avem 2 minute jumate, cât de important este copilul în alegerea, în venirea lui
la un club de not și cât de important e părintele? Cu siguranță, într-o primă fază, este părintele pe primul plan. Partea mai importantă depinde de vârsta despre care vorbim, pentru că totul este aici împărțit pe categorii de vârstă. Dacă vorbim de o vârstă foarte mică, atunci copilul este adus de părinți pentru a face mișcare, pentru dezvoltare, pentru a slăbi și foarte bine face. Care e o vârstă optimă pentru a începe în notul cu șanse de a progresa? Vorbești cu... dacă punem această virgulă, ca să zic așa, cu șanse de a progresa, atunci lucrurile se schimbă. Ai nevoie ca și copilul să te poată înțelege ca antrenor, deci undeva de la un 5-6 ani în sus începi într-adevăr să progresăm. Este însă foarte ok să-l aduci și sub aceste vârste. La noi ajung și copii mici. Am avut, spre exemplu, cel mai mic copil, dar nu la noi la club, în altă parte unde am lucrat la Baby Spa, de 5 luni de zile. Ei bine, am lucrat cu copilul la un an și s-a dezvoltat extraordinar. Nu vorbim de progres în înot, vorbim de acomodare cu apa, vorbim de dezvoltarea abilităților, vorbim de alte lucruri, dar s-a dezvoltat extraordinar, atât fizic cât și social, relațional. Câți antrenori aveți acolo? Mai mulți decât pot număra eu în momentul ăsta. Atunci nu-i număram. Cu siguranță este însă destul de greu să îi ținem. E o fluctuație destul de mare. Din fericire avem un nucleu bine format și sunt alături de noi în marea lor majoritate. Cum poate cineva să vă găsească? Unde? Care sunt coordonatele voastre? Aveți un website sau aveți ceva? Sigur, puteți intra pe www.aquasport.ro și aveți acolo toate locațiile noastre. Suntem prezenți în mai multe sectoare ale Bucureștiului, adică suntem în sectorul 3 cu două bazine, suntem în sectorul 1 cu un bazin în zona cartierului francez și în Ghencea, chiar vis-a-vis de stadion, suntem în sectorul 4 cu cel de-al 4-lea bazin. Și, de Doamne, și cu al 5-lea când o fi. Bravo vouă! Dragii mei, emisiunea asta termină. Dragii așa mei, repede. Așa de repede, așa e că e repede. Da, timpul a trecut mai mult decât plăcut. A fost Reinhard Kitaș. Să rămânem la Rei. Așa, Rei, invitatul de astăzi. Poate ați știut, poate n-ați știut, dar acum știți și nu puteți să mai spuneți că nu știți. Deci, iată, și voi, indiferent de vârstă, și copiii voștri pot merge la not și indiferent de nivelul lor. Am cunoscut la un moment dat la niște mondiale de masters, o femeie avea 56 de ani, învățase să note la 45, by the way. Și cam asta e, găsiți pe ei, mă găsiți pe mine dacă aveți întrebări, sunt în orașul fiecare, sunt sigur că sunt cel puțin 1, 2, 3 cluburi de not. Mergeți și faceți-vă cadou ăsta, pentru că legat de natură, ești în apă tot timpul și apa este unul din cele patru elemente, nu e așa, pământ, apă, aer, foc și hai să ne bucurăm de apă acolo unde o găsim. Mulțumesc, Rei. Cu mare drag. Mulțumesc colegilor din regie, mulțumesc sponsorului emisiunii Aqua Carpatica, mulțumesc realizatorului emisiunii Roxana Ioana Gabor Iliescu. Vă mulțumesc vouă pentru timpul pe care ni l-ați acordat, nu-i așa? Și ne vedem săptămâna viitoare. La revedere! Cu drag, la revedere! Și vă așteptăm la bazin! Venim!